Vă salut, prieteni, eu sunt Găbulea și astăzi vă invit să stați aproape câteva minuțele pentru a urmări acest mic vlog. De fapt, nu cred că este un vlog, este mai mult un review a unui accesoriu care am crezut de cuvință că o să-mi trebuiască, chiar dacă suntem în plină pandemie cu COVID-19. Eu am zis că o să cumpăr acum, din timp, să-mi iau un gimbal, că deci despre el este vorba. Un gimbal. După câteva zile de documentare am descoperit acest gimbal Osmo Mobile 3. Mie cel puțin cred, și nu cred, eu sunt convins că raport calitate de preț este unul din cele mai bune, dacă nu chiar cel mai bun gimbal pe piață la ora actuală. Este cel mai fluent, cel mai stabil, fără buguri, fără erori, are și o sumedenie, bine și cu o aplicație Digi Mimo, care se poate descărca de pe App Store. Are o sumedenie de funcții și eu cred că am crezut de cuvință că trebuie neapărat să intru în posesia lui. Eu m-am documentat, de fapt m-am documentat, m-am uitat la un bun prieten pe canal, la el, și a prezentat un gimbal, bineînțeles un alt tip de gimbal, mult mai mare, cu mâner gros, ăsta este foarte micuț. Deci nu o să fie un unboxing, pentru că gimbalul nu mai există înăuntru, chiar acum este pe... Eu de pe el filmez, bineînțeles, de pe un nou telefon, care o să vorbim ceva mai târziu și despre acest telefon, care l-am luat. De asta am și denumit combinația perfectă pentru vlogging. Da, cum v-am spus, un prieten bun de-a meu, austriacul Adrian, a făcut un review și un unboxing totodată cu un gimbal, și pentru telefon și pentru cameră de action camera. Și am zis că ar fi bine să intru și eu în posesia acestui gimbal. M-am documentat și cred că este cel mai bun gimbal. O să vedeți câteva chestiuțe care le poate face. L-am comandat de pe F64. Nu este o reclamă, nu, băieții la F64 nu mi-au trimis pentru review-uri, nu fac review-uri, nu fac unboxing-uri, dar mi s-a părut mie, chiar dacă l-am găsit în alte părți mult mai ieftin, eu am considerat că e bine să le de pe F64, pentru că, după cum știe toată lumea, băieții sunt super, super, super oameni acolo, au un suport extraordinar, îți răspund la orice mesaj, mai o problemă, intervin imediat și îți rezolv acea problemă. Mi se pare, cea mai, pe partea asta de foto-video, mi se pare cea mai tare, super tare firmă din România. Și plus că pachetul l-am comandat undeva după amiază la ora 4, dimineața la 9 m-a sunat poștașul, deci practic s-au teleportat băieții. Cum au făcut, cum l-au făcut, sunt foarte rapid, foarte prompți la a respecta comenzile. Da, păi o să ne uităm puțin, o să vedeți așa în mare cam ce face el. Și plus, pe lângă gimbal, mi-am cumpărat și un telefon. Este vorba de un P30 Pro, l-am găsit la un super preț de 1500 de lei, fără accesorii, nou nouț, bineînțeles, nu știu proveniența lui, de unde a apărut, de unde a venit, de unde vine, nu mă interesează. Cert este că l-am luat la un super preț, cu o oră și ceva vorbit pe el, deci absolut impecabil. Eu mă filmez acum de pe acest telefon, cu camera frontală, și de aceea spun eu că este combinația perfectă pentru vlogging. Gimbal Osmo Mobile 3 și cu acest telefon este mai mult decât și-ar dori orice vlogger sau youtuber. Eu nu sunt vlogger, dar pe viitor mă gândesc să-mi fac și eu câteva vloguri, să le pun pe canal la mine. Azi vă prezint în continuare câteva chestiuțe care le poate face acest gimbal. Eu vă spun sincer, sunt de-a dreptul fascinat de, după testele care le-am făcut, ce face acest gimbal la un preț de 600 și ceva, 600 și un pic de lei. E de-a dreptul fascinant, eu sunt tare bucuros. Îi mulțumesc lui Adrian că m-a motivat practic prin vlogul lui, prin unboxing-ul lui, să-mi iau și eu. Pe viitor o să am nevoie de așa ceva, pentru că sunt convins că odată ce ieșim din pandemia asta, toată lumea va vrea să iasă la un gratar, la, eu știu, la un concediu, sau mă gândesc că și eu o să pățesc la fel și o să fac ceva filmulețe cu ceva vloguri cu aceste gimbal.
Da, dragi prieteni, după cum vedeți, sunt pregătit, sunt foarte bine aranjat, corespunzător, cum spune legea, am mască, îl avem lângă noi și pe cumnatul Păceaurel. Salutare, băieții, vă pup, Păceaurică. Vrem să mergem cumva și să, dacă tot e o zi atât de frumoasă, să mergem și să testăm puțin câteva funcții din acest gimbal, acest telefon Huawei P30 Pro. Și la sfârșit o să vă dau venitul ce, dacă este sau nu combinație perfectă pentru vlogging. După cum vedeți, eu am și barbă, eu am și un deces în familie, o să trebuiască să țin acest boliu. Vom merge undeva la periferia orașului și vom vedea, vom capta câteva secvențe pe acolo. O să vă arăt și câteva modalități de a umbla cu acest gimbal Osmo Mobile 3.
it, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals sap on air.